Bun găsit, oameni buni, o nouă ediție emisiunii noastre. Invitatul de astăzi este avocatul Marius Toanchine. Bun venit în studio. Bine v-am găsit, bună ziua. L-am invitat pentru că, așa cum ați văzut și domniilor voastre, este unul dintre făgărășenii care candidează în Parlamentul României, candidează pe listele Partidului Social Democrat la Senatul României. Domnule Toanchine, este prima candidatură, pe care o am de când sunt membru al Partidului Social Democrat, mai precis din anul 2014. Sunteți tânăr. Să spun că sunt tânăr, raportându-ne la sfera politică, da, sunt un tânăr politician. Un tânăr politician, dar avocat de succes. De vreo 9 ani sunteți în avocatură. Sunt de 9 ani avocat. Am un portofoliu bun și consistent de clienți. M-aș feri de o catalogare de avocat de succes. Mai am de crescut până la a dobândi acest statut. Tinerețe și modestie, chiar pot să spun. Bun, haideți să vorbim despre candidatura dumneavoastră. Ce v-a făcut să faceți acest pas? A fost o reorganizare, să spunem așa, a listei de candidați pe care a conceput-o domnul președinte Marius Dunca. Mie mi s-a propus să ocup locul 2 la Senat. Am acceptat acest lucru. Am purtat o discuție cu dumnealui în ceea ce privește responsabilitatea acestei candidaturi, atât față de partid cât și față de mine ca persoană. Și am convenit că cel mai bine este să mergem împreună pe lista de Senat. Dumnealui locul 1, eu locul 2. Pot să spun că a fost și o surpriză. Nu mă așteptam la această propunere, dar în momentul în care a venit, am acceptat-o cu cea mai mare responsabilitate. Care credeți că au fost criteriile care l-au făcut pe domnul Dunca și pe cei care v-au propus pe dumneavoastră să fiți candidatul PSD-ului la Senatul României? Cei mai în măsură sunt dânsii cei care pot răspunde. Probabil pregătirea mea, profesionalismul, felul meu de a fi, aportul pe care l-am adus acestui partid. Nici nu am fost curios să le aflu. M-am bucurat de această oportunitate și mi-am asumat-o. Bun. De ce Partidul Social Democrat? Că acum ați văzut, sunt tineri care se duc spre alte partide. Partide istorice, să zic așa, sau partide nou apărute pe scena politică din... PSD a fost singura mea opțiune politică, așa cum am precizat și anterior, și cu siguranță va rămâne singura mea opțiune. Nu sunt de acord cu acest traseism politic. Mai nou, aceasta este titulatura sub care sunt prezentați cei care schimbă în mod frecvent partidele. Traseismul politic nu slujește decât interesului strict personal. Cei care vânează funcții și onoruri trebuie să-și asigure și funcții publice, iar în ținând cont de conjuncturile sociale, de evoluția sau involuția unora dintre partide, ei aleg mereu să fie în partidul care le pot asigura hrănirea orgolilor, ambițiilor. Am ales stabilitatea, de aceea sunt în Partidul Social Democrat. Dacă ne uităm și în istoria recentă a politicii românești, guvernările în care au fost inclus și Partidul Social Democrat, din punctul meu de vedere, au fost cele mai stabile. Fie că PSD a deținut guvernarea, fie că a fost participant la guvernare alături de alte formațiuni politice. Am ales stabilitatea. O stabilitate, chiar dacă dumneavoastră aveți o profesiune liberală. Da, profesia mea este una liberală, în sensul că se adresează tuturor categoriilor sociale. Este o profesie la care oamenii apelează doar atunci când au probleme sau în situația în care vor să evite, să anticipeze neplăceri, probleme în viața de zi cu zi, probleme care implică uneori și sfera juridică. O stabilitate de care spuneți dumneavoastră, dar care implică, să spun așa, anumite riscuri. De ce? Știți foarte bine, nu trebuie să ne ascundem după deget,
Foarte multă lume din populația României confundă PSD-ul cu Partidul Comunist. Multă sau puțină populație vede PSD-ul ca partidul care de-a lungul evoluției politice din România în ultimii 30 de ani a fost partidul care a înfrânat dezvoltarea României, care a făcut. Și totuși dumneavoastră sunteți fidel acestui partid doar pentru această stabilitate? Nici o formațiune politică din România nu poate să-și justifice alte rădăcini decât în perioada comunistă. Chiar dacă apare, eu știu, un Partidul Național Liberal care încearcă să-și întindă rădăcinile în perioada antebelică sau chiar înainte, antebelică și interbelică, spunând că sunt urmașii brătienilor. Ar trebui să fie urmașii brătienilor din toate punctele de vedere. În primul rând, ținuta morală, ținuta socială, pregătirea profesională a fiecărui membru în parte, pentru a se putea, a-și putea justifica calitatea de succesor al brătienilor și nu numai culoarea sau coloratura politică. Iar această stigmatizare a Partidului Social Democrat, că el se face vinovat de toate nemulțumirile, de toate problemele care s-au generat sau au apărut în societate după 1990, nu-i poate fi imputat unui singur partid. Dacă ne facem o analiză matematică sau un calcul matematic, PSD a guvernat din cei 30 de ani care s-au scurs de la Revoluție doar o perioadă de 10 ani. A deținut și președinția României cu perioadele în care a guvernat. Avem o Convenția Democrată 96-2000 care a făcut destul de mult rău acestei țări. Să nu uităm, prospecțiunile geologice ale României au dispărut în acea perioadă. Această dispariție sau acest troc neanchetat de nimeni, nescos la iveală, nepus pe tapetul opiniei publice, generează ceea ce trăim noi acum cu Roșia Montană. Nu spune nimeni lucrul acesta. Am avut după aceea cei 10 ani de guvernare Băsescu, în care s-au închis 110 spitale. Deci în această țară s-au închis 110 spitale. 35 dintre acestea au putut fi redeschise și au fost redeschise de către guvernarea PSD. Dacă este să stigmatizăm sau să învinovățim pe cineva, fie el și ea o formațiune politică, trebuie să incriminăm sau în mod concret. Nu putem să stigmatizăm la modul general că PSD se face vinovat de cei 30 de ani pe care spunem noi că s-au pierdut după 1990. Este un lucru neadevărat. Am ales PSD pentru că mi-am făcut o analiză strictă, o analiză obiectivă a vieții politice, ce a fost din 90 până acum. Și mi-am asumat această participare în formațiunea PSD, mi-am asumat această candidatură și vin cu argumentele contra. Nu putem să apărăm acum ca alte formațiuni politice noi pe spectrul politic și să spunem că noi suntem oamenii noi. Este impropriu spus acest lucru. Nimeni nu este nou în politică. Indiferent de formațiunea politică în care te duci, ești tributar și te faci părtaș trecutului ei, pe care trebuie să ți-l asumi. Nu putem să venim noi acum și să spunem că ne dezicem de trecutul Partidului Social Democrat. Ni-l asumăm. Și în momentul în care ieșim în față sau ne asumăm o candidatură, ne asumăm și trecutul. Și totodată ne pregătim cu argumente să combatem toate învinuirile care ni se aduc. Da, foarte interesantă abordarea dumneavoastră și foarte interesantă această logică la urmă urmei, pentru că, da, trebuie să ne asumăm, chiar dacă ne ducem undeva alături de cineva, trebuie să ne asumăm și trecutul lui. Cum ați definit dumneavoastră sau cum vedeți dumneavoastră clasa politică în evoluția ei din 90 încoace? Că e foarte important acest lucru. De ce vă spun? Pentru că văd în toate partidele, nu doar în PSD, dar în principal în PSD, mulți oameni noi, e adevărat ce ați spus dumneavoastră, care trebuie să-și asume ce a fost, dar văd mulți oameni noi care
au vârstele destul de proaspete, să zic așa, da. Și care acești 30 de ani nu i-au trăit implicându-se direct. Clasa politică după 90 am putea împărți în mai multe categorii. Avem în primul rând cei rămași dinainte de 89, care au prinzându-i revoluția la o vârstă medie, să spunem undeva la 35-45 de ani, au putut să continue pe această zonă, să facă politică, îmbrăcând diferite culori. Unii au rămas cu FSN, cu PDSR, cu PSD, alții s-au îmbrăcat în țărăniști, țărăniștii deodată, alții s-au îmbrăcat în peneliști, continuatori ai tradiției brătienilor. Ar mai fi o a doua categorie a persoanelor care nu au făcut politică sau nu au fost înregimentați politic anterior anului 1989 și care au descoperit și au descoperit această vocație imediat după 90. Au fost atrași de spectrul politic. Și ar mai fi o a treia categorie a oportuniștilor care au văzut prin afilierea politică doar realizarea intereselor personale, promovare în diferite funcții. Să spunem, am avut o clasă politică cu un conținut oarecum incert, un amalgam de interese personale, de interese locale, prea puțin interesul național a contat. La acest moment cred că suntem într-o perioadă în care această țară trebuie să-și facă și din punct de vedere politic, pentru că este foarte important aspectul politic, el este cel care gestionează și administrează interesul național, clasa politică trebuie să-și facă o analiză obiectivă, să vadă de unde vine, ce s-a întâmplat, unde am ajuns și pe mai departe ce este de făcut. Mai pot continua, mai pot duce mai departe, mai pot servi interesul național cei care s-au erodat începând cu 1990 până la acest moment, dacă ei consideră că pot duce mai departe, să o facă. Sau, pe alocuri, în unele formațiuni politice, este nevoie și de oameni noi, de oameni neerodați politic, neșifonați, oameni care beneficiază și de o anumită statură profesională, de o imagine bună. La acest moment cred, sau cel puțin îmi place să cred, că și în viața politică a început să conteze omul. Iar formațiunea politică să treacă undeva în plan secund. Să nu mai primeze partidul înaintea omului, pentru că partidul vine cu toate ale sale, cu trecut, cu incertitudini, cu învinuiri, cu pete, cu umbre, cu păcate, pe când omul poate să vină cu o imagine bună pe care să o transfere el partidului din care face parte. Credeți că noua clasă politică, și spunem de la alegerile din 6 decembrie încolo, va putea să ajungă, și mă refer aici la profilul politicianului, profilul uman al politicianului, care să fie asemănător cu cel din perioada interbelică, spre exemplu, când în momentul în care discutai despre un politician, era greu să discuți cu un politician. Când discutai despre acel politician, discutai cu admirație, te gândeai la cineva foarte bine pregătit profesional, cineva care putea ține un discurs, cineva care putea să prezinte, să reprezinte cu adevărat zona din care el provenea. La momentul la care faceți referire, nu prea existau politicieni. Politicianul este acea persoană care se ocupă din 4 în 4 ani de alegeri, de interesele personale și le reconsideră și le remodelează în funcție de conjuncturile politice, le îmbracă într-o altă culoare, pleacă de la roșu la galben, se duc la albastru. La acel moment vorbeam doar de oameni politici, oameni care aveau planuri doar pentru această țară, oameni care se ocupau de viitor și nu de următoarele alegeri. Iar dacă i-ați adus în discuție, ar trebui să dăm și câteva exemple. Avem exemplu de politicieni ajuns chiar la rangul de prim-ministru, un Octavian Goga, un
Nicolae Iorga, un Alexandru Vaida Voievod, un Iuliu Maniu, Ion Mihalache, Brătienii. Ei sunt niște repere, în primul rând, pentru această țară ca oameni. Niște repere morale, niște repere de buni profesioniști, iar siliți de conjuncturile istorice, eu sunt convins că ei n-aveau nevoie de politică, dar și-au dat seama că politica este cea care decide cursul și direcția vieții sociale. Siliți de aceste conjuncturi au îmbrăcat și haina politică și au făcut-o într-un mod admirabil. Credeți că pot exista astfel de oameni în epoca modernă? Asta era întrebarea. Cu siguranță, dar trebuie oamenii sau politicienii care sunt predominanți ca și categorie la acest moment să tindă a deveni oameni politici pentru a putea măcar să se gândească că pot sta la umbra celor care au fost oamenii politici de la începutul secolului. Iar acea clasă politică despre care noi foarte puțin știm și mai puțin și învățăm sau îi luăm ca modele, realizările lor sunt unele de excepție. Ei sunt, acea clasă politică a reușit să facă România mare. A reușit să facă România mare în 1918, să o consolideze în anul 1920, iar distrusă sau sfărâmițată în 1939-1940, au reușit să o reîntrăgească imediat după război, evident, unii cu prețul vieții, alții cu prețul temnițelor, a stigmatizării, al distrugerii familiilor. Și-au pus viața și familiile pe altarul slujirii interesului național și al slujirii acestui neam. Ei trebuie să ne fie nouă repere și nu să importăm sau să împrumutăm repere din altă parte, pentru că le avem pe ale noastre. Nu trebuie nici măcar să trecem granița pentru a lua un reper în domeniul vieții politice, asta însemnând să desconsiderăm pe toți cei care au făcut ceva pentru această țară, pe unii am și enumerat din punct de vedere politic. Știți de ce spun lucrurile acestea? Pentru că, nu știu, citeam undeva, nu mai mi-amintesc, că nu era foarte importantă publicația care a spus lucrurile acestea, dar spuneau că atunci politica se făcea cu viteza trăsurii, iar acum se face cu viteza jeepului. Da, se făcea cu viteza trăsurii, dar diferența de viteză necesară pentru alinierea țării noastre la celelalte, la nivelul celorlalte țări europene, au dat o calitate umană. Acum, nemai existând atât de multă calitate umană în politică, avem nevoie de mașini, de SUV-uri, de jeep-uri care să mențină această viteză. E drept, uneori asigură alinierea la standardele europene, dar doar cantitativ, calitativ nu. Atunci, calitatea umană asigura și calitatea vieții politice, vieții sociale, chiar dacă se mergea cu o caleașcă, cu o trăsură, oamenii nu erau interesați atât de mult de aspectul acesta material, comercial al vieții. Ei puneau foarte mult preț pe om, de aceea ei au fost oameni politici, iar noi deocamdată doar politicieni. Bun, aș vrea să discutăm puțin despre echipa dumneavoastră, echipa din care faceți parte. Este o echipă tânără, o echipă dinamică. Decanul de vârstă este domnul Rasaliu, odată cu vârsta adobândit și calitatea de decan. Este o echipă foarte bine sudată. Suntem prieteni între noi, ne susținem reciproc, ne ajutăm, ne sfătuim. Am găsit un mediu propice pentru a obține rezultatele pe care noi le așteptăm la aceste alegeri. Sunteți avocat și mă gândesc că știți foarte bine, așa cum vede toată lumea, care este trendul și care sunt oarecum șansele, care chiar dacă sunt teoretice, dar sunt statisticienii care le fac, formațiunilor de stânga comparativ cu formațiunilor de dreapta. Aveți forța și puterea necesară ca să vă bateți de la egal la egal cu dreapta? Da,
Din punct de vedere al logisticii umane, da. Din punct de vedere al organizării partidului, da. Singurul nostru dezavantaj este această ură propagată în societate. Am văzut pe cei de la USR ca un slogan foarte agresiv, o Românie fără hoție, asta însemnând fără hoție stigmatizarea PSD-ului ca formațiune politică și ai votanților sau simpatizanților. Iar la PNL am constatat un îndemn de a ieși la vot, să voteze PNL-ul ca să scape țara de PSD. Iar această ură, această dezbinare propagată în societate a fost și legitimată din punct de vedere instituțional. Să nu uităm că domnul președinte a ieșit alături de protestatari, iar în 10 august în 2018, iar în toate intervențiile din ultimii 2 ani, nu există, nu scapă nicio ocazie de a lovi și de a stigmatiza PSD. Eu consider că stânga și dreapta, deși concurente pe șichierul politic, această concurență ar trebui să se oprească în momentul în care candidații ajung în funcțiile oficiale la care aspiră, iar din acel moment doar interesul național să primeze și niciun alt interes de partid personal, iar culorile politice ar trebui să devină, să îmbrace fiecare culoare politică a partidului din care facem parte, să îmbrace culoarea interesului național și doar el să fie servit. Care este profilul omului politic, politicianului, cum vreți dumneavoastră să-l numiți, pentru următorii 4 ani de zile în Parlamentul României? Trebuie să fie în primul rând un bun profesionist, să aibă o profesie, să aibă o meserie, să-l recomande personal pentru a se putea angaja la slujirea interesului național. O persoană care vine pe diferite conjuncturi politice, pe diferite cercuri de interese, care nu a făcut nimic pentru persoana proprie, nu poate să vină și să ceară votul omului, votează-mă pe mine pentru că eu mă voi ocupa, îți voi păstori următorii 4 ani interesul și viața. Trebuie să fie un om responsabil, un om foarte bine ancorat în realitate, pentru că la acest moment societatea românească, pe fondul neînțelegerilor din ultima perioadă, a devenit neîncrezătoare, a devenit instabilă. Foarte puțini oameni mai privesc cu încredere înspre viitor. De aceea, omul politic trebuie să fie un bun profesionist, să fie responsabil, să fie un om de cuvânt, să fie un om cinstit. Iar peste 4 sau peste 8 sau peste 10 ani, când și el va veni la judecata poporului sau la analiza poporului, în spatele lui să se găsească sau în cariera lui să se regăsească doar fapte bune, să facă ceva pentru acest popor și nu după 10-12 ani de viață politică să fie doar el un om bogat în case, în mașini, în averi, iar declarația de avere ar trebui în mare parte să rămână aceeași în momentul în care intri în politică, în momentul în care părăsești sau cel puțin ajungi la analiza și la judecata poporului. Avem nevoie de oameni cinstiți, de oameni corecți, de oameni demni, de oameni care să-și iubească țara, să iubească acest popor, să lupte pentru el și nu de oportuniști și de aventurieri care se îmbogățesc doar pe ei înșiși și familiile lor. Am urmărit listele propuse pentru candidaturile în Parlamentul României și cu șanse reale, așa, urmărind evoluția politicii în România, Țara Făgărașului poate să aibă un număr record de parlamentari, urmărind toate listele. Să admitem faptul că absolut toți ar fi acolo, repet, facem un joc al imaginației acum. În această situație, care ar fi relațiile pe care dumneavoastră, ca nou intrat în politică, le preconizați să le aveți cu ceilalți? Pentru că istoria o demonstrează, nu sunt vorbele mele aici, acel sistem relațional nu a existat între
politicieni. Fiecare a fost un pic chitit, să zic așa, pe formațiunea lui politică și au fost situații în care lucrurile n-au stat așa cum ar trebui să stea. Evoluția acestor relații nu trebuie să depindă de noi, ci ele trebuie, sau evoluția trebuie să fie una bună și să servim interesul local, interesul regional. Dacă vom ajunge toți în funcții de deputați și de senatori, pentru care la acest moment candidăm, se pare că suntem 3 candidați pentru Senat, noi trebuie să ne dăm mâna. Noi trebuie să privim în aceeași direcție. Între noi nu trebuie să existe divergențe de opinii politice sau personale în momentul în care trebuie să facem ceva pentru această zonă. Pentru că la acest moment, deși am avut și în această legislatură 2 reprezentanți, rezultatele nu sunt cele așteptate sau cele promise în campania anterioară. De aceea, repet, noi trebuie să fim una și aceeași persoană, să reprezentăm unul și același interes și nu fiecare să-și reprezinte interesul de partid sau personal, ținând cont că suntem în formațiuni politice diferite. Repet pentru ultima dată, trebuie. Acesta este cuvântul de ordine. Trebuie. Vă mulțumesc pentru prezența în emisiune, vă doresc succes în tot ceea ce faceți. Și eu vă mulțumesc. Și să ne vedem cu bine. Doamne ajută. Vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați telespectatori. Eu sunt Sandu Gherghe și vă doresc toate cele bune.